Buna Lora se pare că s-a lipit de un prieten necuvântător sau a fost invers, s-a lipit el de tine? Tu știi cine este el? Cine este? Anagram Dog Carter. Poți să-i spui Max, mai simplu așa? Salut Max. El este Max, este actor. Că trebuie să faci. Serios? Da. Cum adică? Ține-te bine. Așa. Joacă la Hollywood. E, serios? Da. De bune? Da, măi, a jucat chiar și cu celebrul Billy Zane. Știi, tipul ăla de îl fugăra pe Leonardo DiCaprio în Titanic să-l bată pentru că... Da. Păi cum așa departe ai ajuns cățelușul ăsta? Și eu vorba aia care amandă muncă în spate, toate calitățile necesare, o carieră solidă și tot nu m-au chemat aia la casting, iar pe el vorba aia un cățel la fost. Ce-i bună dimineața? Bună dimineața! Ce-ai făcut mă tu acolo la Hollywood? Ia zi-mă, băiatule! Stai mă, că nici el n-a ajuns acolo așa cu una cu două. Dar știi ce a însemnat pregătirea lui? Uite, ne povestește dresorul lui, Mihai Nae, care a mai venit cu cineva. Bună dimineața! Bine ați venit! Da, e norocos. Păi gândește-te, așa. A ajuns acolo unde a ajuns, ținut în brațe de Lora. Da. N-ai ce să faci. Nu știu, așa norocos, exact. Ce rasă sunt acești câini? Jack Russell, sunt alături de Sorin Dragomir, care este crescător de Jack Russell. Salut. Practic sunt ai lui și de George, colegul meu. Da, e un câine care a demonstrat că poate, o rasă specială, o rasă care poate să facă absolut orice și o să râdă lumea de mine acum, dar mi-asum, este una dintre rasele mici, nu știu dacă nu-i cumva e singura, care are capacitatea să facă și pază. Pază? Poți să-ți imaginezi că ăsta poate să fie dresat, să nu te mai apropii de Lora? Wow! Așa ceva? E tot ce poate să-și dorească ea. Vreau ăsta mic așa? Mici a părinții la Lora, să nu se aștepte nimeni. Da. Vin aici, Max. Am înțeles. Cum a ajuns? Care e povestea lui de succes? Cum a ajuns să joace într-un film la Hollywood? Păi a fost un casting și ne-am pregătit împreună, eu cu Marius. Da. Ce înseamnă această pregătire pentru ideea unui câine actor este să poată să fie controlabil și să se muleze pe cerințele eu știu, spontane ale regizorului. A făcut multe lucruri acolo. Da? Sper să vă placă atunci când o să iasă, însă a avut de lucru, a avut foarte mult de muncă și a avut un rol aproape principal. Important. Serios? Da, aproape. Suntem foarte mândri de el. Asta e un Jack Russell cu păr sărmos. Da. Asta la fel, este un campion cu păr sărmos. Și avem și aici o femelă cu păr scurt. Aha. Este acel câine din The Mask. Da. Gata, îl știm. Ui. Și ceilalți doi sunt la fel de talentați ca ăsta mic? Bineînțeles că Jack Russell oricum e un câine special. E o rasă specială. Eu o recomand în general oamenilor cu timp. Da? Nu este o rasă cu factor de risc, însă trebuie să ai timp și să știi să te pricepi cât de cât, pentru că poate să-ți facă o viață foarte frumoasă, dar și una foarte grea. Exact. Dar cât de greu sau cât de ușor pot fi dresați această rasă? Nu, sunt foarte inteligenți. Da? Și... Îți urmărește fiecare slăbiciune. Deci trebuie să fii foarte atent. Spuneai că trebuie să le acorzi suficient de mult timp. Ce înseamnă asta? Primul rând, sport. Sunt fiind foarte sportivi. Da? Sunt fiind care uite cum face absolut tot să interacționeze cu sportul, cu tine, cu alți oameni, însă... Deci dacă n-ai o viață sportivă, dacă ai o viață mai sedentară... Dacă ești un om sedentar, mai greu. N-ar mai fi greu. Bine să ai un astfel de exemplar. Hai să-l șezi? Ia să vedem. Mai greu așa. Mai greu, tragi. E un câine puternic. Cât e de mic, e puternic, dar asta o să și arătăm în dimineața asta că poate să facă pază. Da. E complicat să îngrijești un astfel de cățel? Adică ai nevoie de, nu știu... Trebuie dus la salon, trebuie să te ocupi de părul lui. Da. Este un câine care, repet, ca și rasă, e foarte rezistent. Poate să stea și în curte, poate să stea și în apartament. Nu mă ascult acum. Dar nu prea se potrivește unui tip sedentar. Sedentar. E un câine care gândește în permanență, care vrea să facă tot felul de chestii. De altfel, aș fi demontat în atât de multe filme de la Hollywood, pentru că el a mai fost folosit de atâtea ori. Perfect. Hai să vedem ce demonstrație ați pregătit pentru noi asta. O să luc cu Georgica să îndepărteze femeia asta frumoasă. Așa. Bravo, pentru că suntem aici doi băieței și e păcat. Da. Hai să vedem. Și
Și ne pierdem concentrarea că sunt fete. Repet, este nostru. Unul dintre câinii de talie mică care nu ocupă, deci nu ocupă spațiu, dar ne arată că poate să facă pază, da? Așteaptă, ia să vedem. O să-i dea stăpânul comandă de prinde. Și spreau, prinde. Prea! Wow. Uite-l! Cu minte! Bravo! Șezi! Iată! Ia uite-l! Vai! Ce mic și rău e! Da. Mic și rău! Cine a zis că se înțelepte? Sunt exact pe mic! Ia uite cum mai dă drumul! Așa! Da. Gata, ce să zic, Max este un cățel aparte și da. Ne-a făcut foarte mândri. Toți sunt campioni cumva, pentru că au rezultate foarte, foarte bune în expozițiile de frumusețe. Sorin Dragomir și Marius Dragomir, repet, sunt crescători acestei rase. Da? Deci dacă vreau să pui așa să vă terorizeze, să vă exact, facă viața frumoasă, îi sunați pe ei. Și vă mulțumim. Noi mulțumim pentru prezența în studio. Mult succes în tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine.